Pacea Domnului Iisus, am bucuria să vă salut astăzi, 12 noiembrie 2024, în cea de-a 317-a zi a proiectului Împreună. Astăzi am parcurs capitolul 9 a cărții Evrei, iar subiectul principal al acestui capitol continuă aceeași temă dezbătută și în capitolele anterioare, adică calitatea Domnului Iisus Hristos de mare preot în viac, după rânduiala lui Melchisedec, care șade la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Paralela dintre marele preot al Vechiului Testament, care era un om trecător ca și noi, și marele preot al Noului Testament, adică Hristos Domnul, care este veșnic, constă în slujba făcută de cei doi înaintea lui Dumnezeu pentru ispășirea păcatelor poporului său sau jertfa de ispășire, cum este numită în acest capitol 9 din Cartea Evrei. Pe când cel din tâi făcea în fiecare an această slujbă, la sărbătoarea ispășirii, aducând sângele unui animal ca jertfă, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele poporului său, celălalt, adică Hristos Domnul, a făcut această slujbă odată pentru totdeauna, intrând în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu scump sângele său, aducându-se pe sine însuși ca jertfă pentru păcat, el, cel fără de păcat, făcând astfel ispășire pentru sufletele noastre. Te chem, dragul meu cititor și ascultător, să accepți prin credință jertfa ispășitoare a Domnului Iisus Hristos și să-L primești în inima ta ca Domn și Mântuitor personal. Acest lucru îți aduce iertarea păcatelor și mântuirea sufletului tău. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți, decât numele Domnului Iisus Hristos, spunea Apostolul Petru în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, cu versetul 12. Dumnezeu să te binecuvinteze, dragul meu, și să dai curs acestei invitații și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.